Oamenii se schimbă atunci când le dai libertate totală și accepti. Când accepti și nu te mai opui, puterea cu care vin spre tine a scăzut dramatic. Te-a verificat Divinul pe nivelul de desprindere. Pe acest nivel vin miile de încercări. Da, ce tare! Tema nu este concretă, oricare, ci despre nivelul de atașare, detașare. Da, așa este. Am lăsat armele jos, le-a lăsat și celălalt. Întâmplarea este despre ceva de care credem noi că este important, dar în fundament este despre desprindere. Toate numai despre asta sunt. Despre total altceva. Deci când vine o situație concretă, nu să învingem sau să câștigăm, este vorba, ci să ne desprindem, să lăsăm armele jos. E alta tema, este alt registru logic. Da, și cât timp am vrut să fie ca mine, mi s-a opus complet și a luptat cu mine. Este mereu despre altceva decât tema concretă. Exact. Trebuie doar să te lași, să te lași înfrânt și să oprește conflictul. Da, așa este. Când i-am zis și ce dacă așa vrea viața și așa vrea Dumnezeu să se manifeste, cine sunt eu să mă opun? Și atunci s-a oprit. Da, uite o situație. Femeii îi place să fie apreciată de bărbați, să fie curtată. Să atragă atenția, să atragă bărbați josnici și puternici. Ea nu este interesată de un bărbat cu minte și inteligent. Pentru ei înseamnă dorință de sex din partea ei. Este clar. Și ei o curtează. Și prietenul ei observă asta. Dacă îi spune, orgoliul ei se va revolta. Va sări în sus. Va nega tot. Dacă îi spune ce face, da, dar pentru prietenul ei este clar totul și nu știe cum să-i spună, să oprească, pentru că dacă îi lasă, ei înaintează continuu, pentru că îi tolerează. Și ea îi tolerează pentru că îi place să fie apreciată, admirată și curtată. Aceasta este natura femeii. Și dacă o întreb de ce face asta, îți zice că dacă nu ar face asta, ar însemna că a murit de mult. Dacă nu mai primește apreciere, înseamnă că nu mai este vie. Atât de puternic leagă viața ei de aprecierea și interesul bărbaților. Femeia parcă este făcută pentru toți, nu pentru unul singur. Morala și principiile nu le respectă. Cum se simte ea este cel mai important. Pe de altă parte, bărbatul are un puternic sentiment de proprietate și nu poate iubi decât femeia care este numai a lui. Apoi, natura are interesul ei să procreeze și nu este interesată de principii sau morală. Nici femeia. Sunt trei în acest joc, fiecare cu interesele lui. Dar femeia este viața, deci urmează numai interesul naturii. Și ce face ea? Permițându-le bărbaților să se apropie, în ideea că va alege pe cel care o cucerește, cel care o minte cel mai frumos, ea îi creează suferință prietenului ei. Ea este cu el, dar este tot timpul deschisă la alții. Și le arată asta și el vede, simte și nu știe cum să o oprească, pentru că o iubește. Ea este mai curând deschisă la curtarea tuturor bărbaților decât să fie cu un singur bărbat. Înclinarea ei spre înșelare oricând, ceea ce bărbatul simte și suferă, este foarte puternică. Dacă îi spune ea, nu recunoaște niciodată nimic și luptă cu el. El știe clar cum este ea, dar nu poate schimba nimic și este mereu nesigur lângă ea. Atunci el va căuta și el în altă parte, dorind doar siguranță. Dar toate femeile sunt așa și ajunge să se resemneze. Și ar vrea să-i spună doar
să nu le mai permită să se apropie, să oprească. Dar tocmai acest lucru este natura femeii și ea nu poate opri niciodată pe niciun bărbat să înainteze. Pentru că le permite să-i facă curte, pentru că îi place și asta este rațiunea ei de a fi și acest lucru este cel mai periculos pentru bărbat, că își pierde autoritatea, sentimentul de proprietate și nu mai poate iubi. Pentru simplu fapt că femeia nu îi oprește pe ceilalți bărbați să-i facă curte, pentru că pentru ea aceasta este rațiunea ei de a fi. Aici este conflictul veșnic între ei. Femeia nu poate renunța la rațiunea ei de a fi, care înseamnă să atragă cât mai mulți bărbați toată viața, iar bărbatul nu poate renunța la natura lui de a fi, care este sentimentul de proprietate, adică femeia să fie numai a lui. Femeia mereu vrea să nu fie numai a unui singur bărbat, ci este deschisă la orice experiențe și bărbatul vrea invers să fie numai a lui ca să o poată iubi până la capăt. Ea este continuu nesupusă și el tot timpul nefericit pentru că nu este femeia numai a lui. Soluția este simplă. Femeia să nu le mai permită bărbaților să înainteze, ca să-și facă gânduri, că ei își fac planuri și dacă îi lasă să se apropie prea mult, ei devin automat agresiv pentru că vor să-și împlinească voința. Dar ea are o formă de neînțelegere care nu-i dă voie să facă asta niciodată. Și bărbații știu asta și de aceea înaintează continuu și femeia continuu se lasă. Natura este interesată numai de procreere și își multiplică astfel șansele continuu. Bărbatul și femeia nu se întâlnesc niciodată cu aceleași interese. Nu merg în aceeași direcție, ci continuu sunt în conflict, ca șoarcele și pisica. Femeia acceptă doar bărbatul care o domină cu forța. Numai așa îi știe de frică, altfel îl va înșela oricând. Bărbatul vrea ca femeia să fie numai a lui, iar ea nu vrea asta niciodată. Iată contradicția. Dar dacă ea l-ar iubi, ar înțelege că oprirea înaintării celorlalți este iubirea față de el. Este tot ceea ce el dorește. Și atât. Dar asta nu este dispusă să facă niciodată pentru că s-ar opune natura ei și nici nu poate. Și de aceea lumea este continuu în înșelare și nepotrivie. Este un conflict între bărbați și femeie că au interese diferite, dar și între moralitatea unei femei și ce îi spune pentru mintea ei că ar trebui să facă și natura care o îndeamnă să fie libertină. Da, trăim în nesiguranță, ca și cum nesiguranța este cel mai sigur lucru. Copiii o mai liniștesc probabil, cum ziceți dumneavoastră, fiindcă atunci natura știe că și-a atins scopul. Nu are moralitate, are doar interese. Bărbatul a introdus moralitatea ca să o strunească, dar nu a reușit niciodată, decât cu forța. Să o restrângă, da, ea este puternic nefericită că nu își poate împlini natura poligamă. El este puternic nefericit pentru că nu poate poseda femeia până la capăt. Naturi diferite și total opuse. Se întâlnesc la mijloc, când femeii se trezește sentimentul matern. Mai este puțin deturnată. Și ar fi atât de simplu. Doar să-i oprească pe alți bărbați să înainteze, atâta trebuie. Dar dacă îi cer asta, sare în sus. Inegi natura și va lupta cu tine. Niciodată nu va fi de acord și te va minți întotdeauna. Mereu va face numai ceea ce vrea ea. Va zice că se simte sufocată, că e libertatea și asta nu poate accepta. Ea acceptă lângă ea doar pe bărbatul care îi dă libertate totală. Dar asta înseamnă ca el să-și nege natura, care este sentimentul lui de proprietate. Ca să poată să lupte, să aibă grijă, să o iubească pe ea și pe copiii ei, el are nevoie de siguranță. Nu știu dacă înțelege acest joc ajută la ceva. Când se află în situația de cauză, vor ridica ambele părți programele lor de bază care le apără natura. E foarte interesant dansul acesta. Bărbatul are un puternic sentiment de proprietate, așa simt și eu, dar în același timp trebuie să dea libertate totală ca să fie bine, dar cumva și să fie dominant, că doar atunci femeia simte că bărbatul de lângă ea este cumva peste ea
și îl va respecta. Femeia îți spune clar, te iubesc numai dacă îmi dai libertate totală, să fac ce vreau eu, adică să fie deschisă la înaintarea pretendenților. Dar bărbatul poate să renunțe la natura lui? Să-și nege natura? Nu poate. Și iată, ambii sunt într-o poziție care este ireconciliabilă și sursa de nefericire veșnică pentru amândoi. Acum câțiva ani urmăream materialele din zona aceasta de masculinitate și soluția propusă de ei era ca bărbatul să fie cea mai bună variantă posibilă a lui, să arate bine, să fie puternic, să facă bani, să producă, să poată să țină singur casa și așa mai departe. Și în acest mod femeia de lângă el își va nega natura și nu va mai alerga și căuta, fiindcă în sinea ei știe că deja are lângă el cea mai bună variantă. Doar așa ea nu ar mai căuta altceva. Dar asta ar însemna că și bărbatul să fie mult mai atașat de cele ale lumii și de aceea avea lucruri și a atinge scopuri și țeluri cum ar vrea femeia să fie, ar fi important. Dar atunci te îndepărtezi de divin. Femeile care au de toate înșeală cel mai tare. Și asta este adevărat, că se plictisește de prea mult bine. Da, și vrea ceva diferit. Într-adevăr, familiile modeste sunt mult mai unite. Eu mi-amintesc când eram copil, nu cunoșteam pe nimeni, prieteni sau colegi, cu părinți divorțați. Dacă auzeai de cineva că a divorțat, era foarte mare mirare. Acum e foarte comun. Aproape toate prietenele sunt fie singure, fie divorțate. De la bunăstare au variante. În plus au devenit masculine pentru că au căpătat independență financiară și le-a crescut orgoliu. Exact. Femeile sunt independente și nu le mai leagă nimic de familie. A crescut bunăstarea, a crescut dezbinarea. Apoi orgoliul le face să-și caute plăceri oriunde. Exact. Continu. Nu va mai fi lumea de dinainte. Mergem spre destrămare. Nu văd nicio salvare. Eram mult mai uniți când eram mai săraci. Cu cât a crescut bunăstarea, a scăzut și mintea. Acum avem mai puțin înțelegere și îngăduință. Și vezi, ne ducem spre sărăcie natural. Când vin crizele, vin ca să ne aducem puțin, în iubire de aproape. Salvarea cred că e doar dacă reușesc amândoi să înțeleagă că nu materia este primordială și pun sufletul pe primul plan, detașarea de material, de bani și de lume. Sau războaiele, sau pierderile. Pentru că nimeni nu vrea să-și piardă nivelul la care a ajuns, se obișnuiesc cu el, dar totul este potrivit în lume. Cred că o salvare mai ai dacă ai plecat de jos, cu puțin și nu ai apucat să te atașezi și înțelegi aceste lucruri. Așa este. Pe nivelul de orgoliu este numai suferință. Și totuși ar părea că este întotdeauna o salvare, dar cu multă durere, prin durere și pierdere. Tot ce prețuim noi mai mult decât Dumnezeu este suferință. Deci numai prin puțin putem ajunge la divin. Mie mi-a zis un lucru foarte interesant când vorbeam de bani, că mereu a fugit de oamenii cu bani sau funcții, s-a ferit de ei. De ce? Fiindcă a observat că acești oameni au tendința de a pune funcția sau posesiile lor pe primul plan, de a îi face pe celălalt să se simte inferior și de a se considera ei superior și a-i denigra pe ceilalți. Și îmi spunea că niciodată nu a vrut bani și știe că dacă are nevoie poate să-i facă și poate să-i facă și cu persoana de lângă ea. Și că dacă îi plăcea de o persoană, dacă afla ulterior că are bani sau funcție, din momentul acela parcă imediat îi plăcea mai puțin. Își punea puțin garda jos și nu mai putea să fie așa deschisă. Mi s-a părut foarte interesant. Cred că intuitiv a înțeles aceste lucruri. A avut foarte puțin și poate de aici se trage. Când am întrebat ce părere are dacă să renunț la cei pentru care lucram înainte ca să lucrez aici și că voi face mai puțin bani, nu a ezitat deloc. Pe loc a zis să fac cum simt, că nu sunt problemă banii și că ne descurcăm cu cât avem. Dar am văzut ambele poziții, să știți. Sunt persoane care au avut foarte puțin și zic,
Na, acum că sunt eu mare, hai să bag și să trag. Și să fac și vreau de toate. Vrea și ea o mașină ceva mai bună, dar nimic e și din comun. Adică acum are una mică. Și vorbeam că poate la un moment dat să ne facem o căsuță, să aibă copii, curte, să putem ține niște animăluțe, să crească copii învățați cu ele și așa mai departe. Și ne uitam la case mici, pe un singur nivel. Alea îi plăceau cel mai mult. Nu vile, case mari cu multe etaje și nebunii din asta. Deci cred că este destul de detașat de materie. Probabil mi s-a dat așa, fiindcă așa sunt și eu. Primul lucru și cât mai repede este să fii tu cu Divinul, cu Dumnezeu. Și de aici încolo toate se aranjează de la sine. Este foarte important de înțeles asta. Femeia crește în iubire și șterge toate traumele din spate numai dacă respinge ferm comportamentul josnic al bărbaților și nu le permite și nu îi tolerează, nu îi lasă să înainteze. Ce care îi fac curte este singura problemă a femeii și a bărbatului ei. Dacă ea le permite și se apropie prea mult, ei își vor face gânduri, dar prin asta le face rău, pentru că din clipa aceea, dacă îi respinge, ei vor deveni agresivi, pentru că ei au crezut că se poate. De aceea și te atacă, că ei văd că îi lași. Tu trebuie să-i oprești din prima, înțelegând că ei vin spre tine numai dacă vor ceva de la tine, altfel nu scriu, nu întreabă sau nu comentează nimic. Să înțelegi natura lor, doar atât. Să nu o ignori, că de aceea ți-au făcut rău, că nu i-ai înțeles cum sunt ei în adevăr. Și de aceea ai făcut alegeri greșite, te-au manipulat. Ei doar atacă femeia, altfel nu se ia de ea. Dacă este urâtă, niciodată nu o abordează. Ei sunt doar interesați. Trebuie cunoscut bine natura femeii și a bărbatului. Cum sunt ei în adevăr, la propriu. Și dacă știm asta, manifestările lor ascunse nu se mai pot manifesta. Se manifestă pentru că nu cunoaștem cum sunt ei în ascuns. Și apoi ne lovesc din față aspectele lor pe care nu le-am luat în seamă. Asta e tot. Dar este important să vrem să-i vedem în adevărata lor lumină. Altfel stăm în minciună. Dar ceea ce ignorăm ne va lovi din față. Numai asta se întâmplă. Femeia iubește numai dacă îi respinge pe ceilalți bărbați. Și atât. Dacă este numai pentru bărbatul ei. Singura problemă este că nu îi oprești din prima și îi lasă să înainteze și așa devin din ce în ce mai agresiv. Trebuie înțeles că ei nu te abordează decât dacă vor ceva de la tine. Altfel nu fac acest efort. Și dacă înaintează, nu mai poți să-i oprești fără să fie agresivi și apoi nu se opresc niciodată. Sunt ca un animal de pradă dacă te simți slabă. Cei care se poartă miros sunt cei mai periculoși și au cele mai rele intenții, ca în junglă. Când fiara de pradă se apropie câte puțin, stă și se ascunde, stă la pândă și apoi iar înaintează cu răbdare când animalul pe care îl vânează nu este atent. Când a pornit să facă asta, nu mai există posibilitate de scăpare. Numai de la început trebuie opriți. Dacă le dai voie să înainteze și nu i-ai oprit, vor înainta până la capăt.